Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Obsesia unora dintre parlamentari pentru protejarea cocalarilor se manifestează din nou. Sau așa se spune, se manifestează. Se manifestă. Da, s-a materializat din nou într-un proiect de lege. Dinspre grupul parlamentar al UDMR a venit o nouă inițiativă legislativă care, dacă va fi adoptată, va ajuta vitezomanii să fie și mai vitezomani. Astfel, potrivit acestui proiect de lege, poliției rutiere îi se va interzice să mai folosească mașini neinscripționate în misiuni, inclusiv când supraveghează traficul și măsoară viteza cu aparate radar. De asemenea, locurile unde se măsoară viteza vor trebui anunțate din timp, fie prin panouri, fie prin mass media. Deci s-ar putea să avem o nouă rubrică, poliția rutieră vă informează și o listă lungă unde se pun radarele. Drumul național nu știu cât, plus 200. Ne-a mai fost, nu? Rubrica? Da, am avut și noi aici. Da, dar era... Acum niște ani, 10 ani, nu știu. Da, dar era prin contribuția voluntară a ascultătorilor. Da. Care au început să facă mișto. Și l-au anunțat la ce? La drum cu prioritate a fost. Da, la colegul Radu Constantinescu a zis că este radar pe strada Sforii din Brașov. Care, pentru cine nu știe, este cea mai îngustă stradă din România. Are o înălțime cam de, nu știu, 50 de centimetri. Și să alergi, că în cazul meu cel puțin nu e recomandat. Poți să alergi, dar cred că până la jumate. Când ești... Și după aia trebuie să fie extras. Te apucă cineva de centură și te tragi. Da. Veniți cu macaraua. Bun, nu cu macaraua, mă, cu... Cum se cheamă? Cu troliu. Sau așa. Tragem trolul cu troliu. Bine, de asemenea, cum spuneam, în mass media, polițiștii vor trebui să-și facă măsurătorile citesc din loc vizibil. Astea sunt în proiectul de lege. Deci, practic, rolul poliției rutiere va deveni de prevenție a sancționării vitezomanilor pe anumite sectoare de drum. Pe restul, toată lumea va ști că acolo nu este poliție. Din moment ce nu e anunțat în mass media și nu se pun panouri și nimic, înseamnă că e liber, frate. Dă-i goarnă cât vrei. Auzi, Waze e mass media? Nu. Nu e mass media. Crowdsourcing ceva. Dar știi că în anumite situații de-astea de atentate teroriste, autoritățile și Google au suspendat posibilitatea de raportare a echipajelor de poliție în Waze, ca să nu fie avertizați și fugarii. Uh-huh. S-a întâmplat în Franța, în Belgia, s-a întâmplat de mai multe ori. Adică există posibilitatea inclusiv a blocării raportării. Știu asta. Echipajelor. Dar te anunță, adică tu ca civil, ca particular care mergi cu mașina și vrei să eviți întâlnirile cu legea. Da. Te anunță, vedeți că a fost atentat, ești pe barba ta, închide ăsta, că... Sau mergi ca bău, tu zici că te anunță Waze-ul când e poliție și când încolo îți trebuiește poliția și cred că și zice el. Dar pe Waze nu era șeful. Da, dar a fost atentat la... Dar știi că sunt polițiști care se autoraportează. Cu echipajul de poliție se raportează. Ca să n-aibă de-a face cu cetățenii, să-și înleznească job. Tocmai în scop de prevenție, știi? Fac, se raportează, se mută și de fapt... Aia e când sunt alea multe pictograme cu poliție într-un loc? Nu, alea sunt caracteristici ce am văzut în țara noastră, când oamenii sunt cuprinși de entuziasmul ăsta de a raporta și fiecare vrea să aibă raportarea lui. Da, să câștige stele. Da, înțeleg că dacă iei like-uri pe Waze-ul ăsta, primești like-uri. Adică, și atât. Da. Nu există niciun motiv pentru care... Adică nu primești nimic decât că ți-a mulțumit cineva, știi? Și atunci sunt foarte mulți care dau multe poliții. Oricum e foarte greu să dai exact din locul respectiv, adică ar trebui să tragi pe dreapta și să pui, nu? Eu raportarea ca să apară în același loc. Eu presupun că în momentul în care apeși ecranul, sistemul știe că ăla a fost locul în care... Dar doar la apeși, că eu nu știu cum se face, adică am vrut și o dată să văd cum o fi. Te învăț eu. Da? Nu, dar bazează-te pe ceilalți, Luca. De altfel, primele des când am văzut de-alea cu 15-20 de pictograme de poliție, eu am crezut că e ceva baraj, înțelegi? Adică am crezut că un filtru de ăsta uluitor. Da, zic, mamă, ne prește pe toți. Zic, ce-o fi acolo? Bă, blocadă. Se trage cu arma. Da. E nebunie, desant. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.